Domnicile, ați ce adresă? Barda. Raion. Ialoveni. Sunteți căsătorit? Da. Aveți copii? Da. Pentru ce ați fost reținut? Pentru jaf. Când a avut loc jaf? În 2011. Succint, explicați-ne, vă rog. O seară am fost de servir. Am intrat cu forța și am intrat în magazin și am luat niște bani. Magazinul unde era amplasat? Pe ce stradă? Botanica, dar pe stradă. Câți bani ați luat? 2000 și ceva. 2700. De ce mod ați luat? Cu forța. Anume, cu forța cum? Am aplicat un cuțit. Cum l-ați aplicat cuțit? Am luat și l-am pus la gât. Partea batamată. Nu vă rog, faptul că ați intrat în magazin cu cuțetul, recunoașteți vina? Da. În anul 2011 eram student și lucram la un magazin de la Botanica, de pe strada Hristobotev. Era între orele 3-4 dimineața, eram singur la serviciu, fără de pază. Și la un moment dat a intrat o persoană, un client cu scopul să cumpere ceva, el nu a cumpărat nimic, nu m-a întrebat câteva întrebări, a ieșit afară, a dat un sunet, a intrat înapoi și a scos un cuțit și m-a speriat, m-a agresat. A început mai întâi să mă bată, m-a bătut ghinișor, după ce m-a bătut, eu m-am bătut evident cu dânsul, eram epuizată și am întrebat și vrei și las banii, unii bani. Și a luat banii din casă și a fugit. Mulțumesc colaboratorilor de poliție pentru că au prins infractorul, nicătând la faptul că a trecut deja de atunci 3 ani, credeam că este un caz uitat, dar le mulțumesc frumos pentru că l-au găsit.